Alin Buturugă și-a scos la vânzare cu 200 de lei banderola albastră de la Survivor. Povestea tragică din spatele deciziei războinicului. Alin Sălăjan, supranumit Buturugă de la Survivor România, și-a scos la vânzare celebra bandana albastră pe care și-o ținea pe umărul stâng la consiliile de nominalizare. Alin Sălăjan a fost unul dintre cei mai carismatici concurenți de la Survivor România 2021, aliat și bun prieten cu Albert Oprea din echipa Războinicilor. Supranumit de adversari Buturugă, tânărul și-a scos recent la licitație bandana albastră cu însemnele echipei din care a făcut parte. În spatele acestei decizii stă însă o poveste extrem de tristă. Alin Sălăjan a sărit în ajutorul prietenului său care avea nevoie de bani pentru o operație. Alin Sălăjan a acceptat să renunțe la singurul obiect pe care l-a adus cu el din Republica Dominicană pentru a contribui la salvarea vieții unui bun prieten al său. Dorin Roșu, poreclit Gogu, unul din cei mai iubiți foști fotbaliști care au activat la echipa ei Scâmpia Turzii, a aflat recent că suferă de cancer la prostată. Bărbatul de 53 de ani, în prezent polițist local. A fost anunțat de medici că are nevoie de o intervenție chirurgicală rapidă care se poate face în România, însă nu este suportată de stat și costă 15.000 de euro. Dorin Roșu este un personaj iubit la Câmpia Turzii, iar prietenii și foștii colegi i-au sărit imediat în ajutor. Printre aceștia s-a numărat și Alin Sălăjan, care a acceptat să renunțe la bandana de războinic și să o doneze pentru a fi scoasă la licitație. Prețul obiectului a început de la 200 de lei. Sălăjan a luat parte și la un meci de fotbal demonstrativ organizat pe terenul bazei sportive Viișoara. În care au participat echipele Chim Gogu, CFR Cluj, Old Boys, și Universitatea Cluj, Old Boys. Buturugă a jucat câteva minute pentru echipa de prietenei lui Dorin Roșu. În urma evenimentului s-au strâns circa 10.000 de lei. De asemenea, în sprijinul lui Gogu s-au mai organizat un turneu de tenis caritabil la arena din Câmpia Turzii și un cross. Mai multe urne de donații au fost amplasate în locații din Câmpia Turzii, iar colegii de la poliția locală au donat și ei banii pentru salvarea colegului lor. Operația lui Dorin Roșu a decurs bine. Operația lui Dorin Roșu a avut loc în urmă cu câteva zile și s-a încheiat bine, conform presei locale. Cel care a făcut anunțul a fost fostul fotbalist Ilie Lazar, care a ținut legătura cu familia lui Roșu.
Întotdeauna voi răspunde prezent la acțiunile de caritate, indiferent că se desfășoară în orașul pe care îl iubesc cel mai mult, Câmpia Turzii sau în țară. Astăzi suntem toți prezenți pentru Dorin Roșu, Gogu cum îl știe toată lumea, un simbol al IS Câmpia Turzii. A povestit Alin Sălăjan pentru ziarul 21, după meciul la care a luat parte.